CBN-ii vor putea merge la schi începând din acest weekend. În cazul în care temperaturile nu se vor schimba în următoarele zile, instalațiile de producere a zăpezii vor lucra la capacitate maximă, iar sâmbătă este posibil ca Arena Platoș-Păltiniș să deschidă porțile noului sezon. Anunțul oficial va fi făcut în a doua parte a acestei săptămâni. Două restaurante din Sibiu au fost date în judecată de americanii de la Harley-Davidson pentru că se folosesc de numele celebrelor motociclete. Harley-Davidson a cerut judecătorilor să le interzică firmelor folosirea brandului Harley din denumirea restaurantelor, Harley Burger Bar. Patronul sibian al firmelor date în judecată s-a apărat arătând că denumirea Harley este o denumire uzuală, este un prenume des întâlnit nu numai în America, menționând că aprecierea de către clienți nu s-a datorat asocierii localurilor cu motocicletele Harley, ci datorită calității mâncării servite. Un accident teribil a avut loc marțea trecută, chiar de Sfântul Andrei, pe drumul dintre Rășinari și Păltiniș. Două persoane și-au pierdut viața atunci, iar alte două au fost grav rănite, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un autobuz. Apropiații femeilor decedate sunt în stare de șoc și nu le vine a crede ce s-a întâmplat. Iubitul uneia dintre femei, care era de origine nepaleză, a povestit ce s-a întâmplat în aceeași zi și cum încearcă în prezent să ia trupul acesteia de la morgă. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.